Slavi să fie domnul frate Mulțumim domnului care încă ne-a mai dat putere să mai stăm în casa Domnului la ora aceasta târzie. Păi să vă ridicați în picioare și dacă aveți Biblie, să le deschidem împreună la doi împărați, capitolul 6. Începem citirea în versetul 8 până la versetul 23, pagina în scripturi 395, un text puțin mai lung, dar aș vrea să vă puțin asupra lui. 2 Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 8, la versetul 23 inclusiv. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-au ținut cu slujitorii săi a zis, tabăra mea va fi în loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel, ferește să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spuses și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul Siriei i s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis Nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns, nimeni împărat e domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis, duceți-vă și vedeți unde este ca să trimiți să-l prindă. A venit și au spus, iată că este la Dotan. Au trimis acolo cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjurat cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, Ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care, de foc în prejurul lui Elisei. Sirienii s-au coborât la Elisei, el a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul lovește, rogute, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis, nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea, veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis, Doamne, deschide ochii deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei, Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnești oare să măcelărești pe cei pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor și oștile sirienilor nu s-a mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Vă mă rog să reocupați locurile, frate și surori. Cred că mai putem spune și la ora 11.05, încă o dată din toată inima slăvit să fie Domnul. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie. Pentru mine ora asta nu-i târzie deloc. La mine e undeva ora 9.00. Și am o problemă că dacă încep să predic, predic și eu lung, nu știu să mă opresc. Și nu știu dacă chiar la, vre la ora asta mai este nevoie să mai vorbesc. Pentru că știu că aveți o seară de rugăciune și v să vorbit mult și bine. Și mult și bine s-a vorbit în seara aceasta și dacă s-a luat aminte, cred că s-a vorbit destul. Ne place să tot vorbim, toți care venim în față. Și bine că vorbim și să vorbim cuvintele lui Dumnezeu și important. Dar pentru că e o seară de rugăciune, ne-aș vrea să ne rugăm mai mult. N-am venit ca să vă predic dumneavoastră oamenilor care știți bine cuvântul Domnului și sunteți de ani de zile pe calea Domnului. știți dumneavoastră bine ce trebuie să faceți. Problema e că nu prea punem în practică ceea ce auzim. S-a vorbit, a vorbit Duhul Sfânt prin prorocie, prin vedenie, a vorbit frații prin îndemnuri care au fost date, s-a vorbit prin cântări, dacă ați luat aminte. Și Duhul Sfânt ne-a vorbit, când într-un fel, când în altul. Și aș vrea în în aceasta să ne mai rugăm. A, timpul în care îl avem la dispoziție, aș vrea să-l folosim puțin pentru rugăciune. Și. Am citit un text, n-am să intru așa în el. Să vă aduc și salutările, să fiu și politicos, să nu ui de ele. Salutări de la biserica pe care o slujești și o păstoresc de Riverside, biserica Tabor. Frații au știut de mea aici, care au știut. Salutul bisericii noastre este 2 Cronici 15 cu 7 pentru dumneavoastră. Mulțumesc fraților care m-au invitat, Eu video, Suciu și fratele Costel Bărsan, domnul să vă cuvinteze. Dar aș vrea să ne rugăm în seara aceasta să mai poposim la rugăciune. Multă învățătură obosește trupul. Dar dacă se coboară Duhul Sfânt, nu o să fim obosiți în trup. Și aș vrea să ne rugăm. Că este un fel prin care Duhul Sfânt se manifestă. Când noi ne rugăm și lăsăm pe Duhul Sfânt să se coboare. Nu am vrut să vin la dumneavoastră nici de data aceasta, deși Fratele Costel a insistat, nu prima dată când a insistat să vin, și n-am vrut să vin pentru că aveam și eu multe lucruri acasă, avem și noi sărbătoarea, mulțumiri duminică, mai multe evenimente și legate de familie. Dar Duhul Domnului mi-a spus că trebuie să vin. Și un lucru pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și care Domnul mi-a vorbit, este să facem o rugăciune mai specială, nu știu dacă ați făcut-o, sau o forma în care Domnul mi-a pus pe inimă, dar aș vrea să facem o rugăciune, să ne rugăm pentru vasele Domnului. Am citit aici o, o întâmplare în care un împărat rău era în război cu inamicul și avea în împărăția lui un proroc bun, dar nu era prieten cu el, nu era prieten. Și prorocul tot îi spunea din când în când, vezi, nu vezi acolo că mori. Și ăsta trimitea și, oh, a fost de la Domnul, mă, s-a împlinit lucrarea, zice. Și acolo erau sirieni a doua ori și spune că lucrul asta nu s-a întâmplat odată sau de două ori. Dar nu găsim niciodată pe împăratul acesta să fie prieten cu Elisei. Împăratul era Ioram. Odată a mers la Elisei mânat de Iosafat când mai erau cu încă un împărat în pustie, gata să moară de sete și îl caută pe Elisei. Și nici măcar nu știe unde e Elisei și cum îl cheamă, ci spune aici ăla, zice, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Nu era nicio relație bună între ei. Nu era bună. Cum zice frate, cred că vorbești fratelui pastor, nu? Fratelui pastor vorbesc în seara asta. Duhul Sfânt ne vorbește biserici întregi. Chemați vase din alte părți și nu prețuiți vasele care le aveți în biserică. De parcă Duhul Sfânt nu poate vorbi prin vasele care le aveți aici. Mă bucur că nu vă prea cunosc, prea puțin cunosc. Și pe fratele Cornel nu cunosc să fim apropiați. Dar ce vreau spun, o să spun, să vă spun de la Duhul Sfânt. Pentru că aș vrea să facem o rugăciune specială pentru vasele Domnului. Împăratul ăsta rău n-a avut o relație bună cu Elisei, deși împreună puteau face o echipă nemaipomenită. Când există o lucrare, luăm prorocii și îi periem, îi verificăm, îi filtrăm și îi sucim și răsucim, încă bietul fratele Bălici o trebuie să ne dea explicație de la noapte de veche de data trecută, cum a fost cumva, să vedem cum s-a întâmplat, dacă a fost sau nu de la Domnul. Că date, dacă au mai dat drumul la vreo lucrare în seara asta să vedem unde îl încadrăm și în loc să avem o relație bună ca biserică cu vasele Domnului și să câștigăm bătăliile folosim pe proroci doar ca pe niște surse de informare niște poștași frate, nu te rogi ca o cauză da, și o să rog dar nu mă pot ruga asta, Dar ce te poți ruga? Păi, fratele, e ispitit, ca și tine, ca și mine, că e om, și prorocul e om. E lovit și nu se poate ruga, că e mai câteodată când e ispitit. Dar cum? Nu te poți ruga, tu care ești proroc. Așa, prorocul nu are voie să greșească. Prorocul nu are voie să aibă grijă cum vorbește. Doamne ferici și cum se îmbracă și casa lui și trecut prin filtru. Și ne mirăm că bisericile noastre pierd. Pentru că lipsește legătura dintre biserică și vasele Domnului. Și el a dat în biserică întâi apostol și apoi. A. a. Vă vorbesc în seara asta din calitate de pastor. Pentru că am observat că astăzi suntem foarte foarte uh, uh, încântați de oameni care știu să vorbească bine și să socească cuvintele, ba să și fie un pic prezentabili. Și pe prorocii folosim când suntem bolnavi de cancer, dacă ne mai vindecă Domnul sau nu. Când avem probleme, că ne-au plecat copiii și sunt droguri, dacă mai vorbește Domnul sau nu. Dar până atunci dăm în ei cu tot ce apucăm. Și judecăm, și nu ne dăm seama că și ei sunt oameni ca și noi. Și în seara aceasta o să vă chem la o rugăciune, pentru că vreau să vă spun. Și nu vreau să fiu cel ce duce vestea tristă. Dar m-aș bucura dacă n-ați filma. Când e un mesaj pentru biserică, nu e pentru internet. Nu e pentru internet. Procile n-ar trebui puse pe internet. N-ar trebui. Mărgăritale nu sunt pentru porci. tale sunt pentru sfinți. Pentru noi aici. Și mesajul pentru dumneavoastră din Chicago. Că dacă nu mi l-ar fi spus, Domnul, nu veniam să vi-l spun. Dacă vă predic, să predic puțin o oră și nu vreau să vă predic în seara. Să vreau să ne rugăm. Mai bine să ne rugăm o Că dacă nu se realizează unitatea între, slujitori, ce credeți că păstorul dumneavoastră nu poate să dea Domnul și lui darul? Știți că cei mai mulți păstori au primit cândva dar și l-au pus deoparte? Și nu am slujit cu darul? Știți de ce? Că au luat prea multe lovitori. Și cu o predicuță te mai scoți. Ai dat un verset acolo, o glumiță dincolo și ai scos-o. Mi-a zis un pic, și-am scăpat-o. Dacă ne-ai spus așa vorbește Domnul și o trebuie să tai, frate, ce-au făcut cu mine? Dacă ar fi o relație bună între biserică și slujitorii ăștia, care, proroci văzători, frații mei, n-am considerat prorocii oameni răi. Și prorocii ar simți un pic din dragostea noastră cu biserică. Și în unitatea aceasta biserică ar câștiga. Că dacă nu era Elisei să-i spună unui împărat rău, băi, Ioram, nu te du acolo, că mori. Ar fi murit. Că era deștept, Ioram. Mai târziu, tot vrea să-l omoare, Ioram. Citiți dumneavoastră acasă istoria, să vedeți. N-a fost prieten niciodată cu el, deși omul lui Dumnezeu a scăpat viață. Vă mai spun ceva, frații mei, nu noi din notițe, din ce m-am gândit să vă predic în seara asta. Dar cred că totuși de la Duhul Sfânt ce vorbesc. Frații mei, de ce atunci când suntem la strânturare căutăm oameni plini de Duhul Sfânt și sună la proroci? De ce nu merg cu aia cu care ai fost la cafea luni să, te, să se roage să postească cu tine? Ha? De ce? De ce căutați proroci atunci? De ce atunci ești buni? Și până atunci nu spuni? De ce? Cu ea cu care îți mers la Starbucks. Pricipăia să postească, aia nu postește să rog. Ea să mă dă glume și de bancuri. Și de bârfele dintre pocăiți care sunt la modă în Chicago. Că le-am auzit de astea din California. De obiceiurile voastre de aici din Chicago. Dacă ni bolnav, pune prorocul. Sună, fratica, pe vinul la Chicago. Nu vin. Nu vin. Nu vin. Frate, am probleme. au copii atacați de duri. Duni, că cu piciorul. De ce trebuie să vă vină un proroc să spună, mă, nu știu de mine și-o vorbit, dar dacă a fost din biserică și-o vorbit, nu poate vorbi Domnul prin el? așa au știut, zice, și dar ce dacă o știut? Tu, Sfânt, nu poate să-l folosească? Și atunci dăm cu piciorul ei. Și nu unitate. Și după proroci, următorii la rând sunt păstorii. Frate Ovidiu, numai ce ai venit în America, încă ești în luna de miere a păstorului. Eu am de 22 de ani. Te încurajez. Sper că nu se filmează. Pentru biserică. Hmm. Și uite așa. Și vrem biserica să meargă bine? Vrem lucrurile să meargă bine, frații mei. Chiar dacă au vorbit Domnul de bine astăzi aici, ia mai ascultați lucrurile să vedeți că sunt condiționate. Și dacă noi nu ne facem partea, nici Domnul nu-și face pe a lui. Nu. No. Și nu au vorbit de la Domnul, bă au fost de la Domnul. Dar n-au luat aminte. Și în seara aceasta aș vrea să facem o rugăciune. Poate că simțiți un cuvânt de demonstrare. Nu-i demonstrare. Nu-i demonstrare. Când mustru vorbesc strict tare, eu când mustru, Alin mă cunoști. Nu, nu, i e de demonstrare, da, mei, e de trezire. Pentru că dacă nu veghem, vin vremuri grele. Vin vremuri grele. Și uite, am ajuns în biserică să ne fie foarte greu să spunem cauzele care le avem în biserică. Unii altora. Judecăm. judecăm. Se vorbea de ei că Dumnezeu Sfânt a vorbit că sunt oameni cu legături. Doamne, feri să vină astăzi în fața unui care are legătură. Că nu o să vină. Crezi că o să vină în seara asta? Tare curajul ăsta să fie în seara asta să vină aici în fața unui care are legătură. De ce? Pentru că toți vă judeca. Sunt seara asta, Duhul Domnului ne cheamă să ne bucăim toți. Și păstori, și proroci, și văzători, și ușier, și comitet, și casier, și secretar, și ăștia care sunt cenzorii, care sunt băgători de vină, toți. Și muzicanți. Ce ziceți? Dar să ne bucăim în seara. Și surorile să se bucăiască cu noi. O să ne fac, facem o rugăciune. Frații mi-au zis că am timp la dispoziție. Sunt timpul care l-am. Aș să-l las pe Duhul să lucreze și o să vă evit să ne în picioare la rugăciunea asta. Pentru că cine știe ce ne așteaptă în zilele care urmează și vremea care vine și o să vreți să vă vorbească Domnul. Și vreau să vă spun ceva. Am zis că ne rugăm, dar vreau să vă mai spun ceva acum. Cred totuși că e de la Domnul. Știți că a fost o femeie bogată în Scripturi care l-a primit în casa ei pe Ilie. Pe, mă scuzați, pe pe, pe, pe și a făcut o cameră sus. Și el e tot așa pățit. Și oamenii aceștia când au avut necazuri, spune Biblia că au, au, ajuns copii morți și au mers la omul lui Dumnezeu. Și pentru că odată a făcut bine omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu are acces la Dumnezeu. Ascultați bine! Tu nu-ți faci timp prea mult să te rogi. Domn ca să audă vocea Domnului, de multe se păzește. Tu nu te păzești. Prorocul nu se uită la filme și apoi să vină duminica să prăcească în biserică, că nu mai primește nimic. Prorocul trebuie să stai în post, tu nu stai. Poate o dată pe an când se stă cu biserica. Și atunci când te rogi, el are acces la Dumnezeu. Și dacă o să te rogi și acum o să simtă prorocii din biserică, când ne rugăm pentru ei și nu mai dăm cu piciorul ei, când o să fie la greu, o să facă pentru tine rugăciune de mișlocire și o să zică nu ies din casa asta până Dumnezeu le nu dai înapoi duc de viață în copil. Ați înțeles? Lucrarea aceasta merge both ways, scuze americanul. Și în față și în spate. Mă nu vreau să vă supărați pe mine, departe de mine, când că n-am venit să vă supăr, martor mie Domnul. Dar înainte să ne rugăm pentru bolnavi, că va fi rugăciune pentru bolnavi, ar vrea să ne rugăm pentru vasele Domnului. Ați vrea să ne rugăm așa? Da, o să ne rugăm puțin diferit. O să chem vasele Domnului să vină aici în față. Fraților, să sunteți cu vasele Domnului, că sunteți slujitori, poate chiar ordinați, vă rog să veniți în față aici. Vă rog veniți, îndrăzniți. Dacă sunteți din biserică aici, sunteți în seara asta aici între noi, vă rog să veniți în față. O să ne rugăm pentru dumneavoastră. Veniți, vă rog frumos. Cei care n-ați mai prorocit de mult, veniți aici. Împreună cu fratele Ovidiu, frații slujitori, o să ne rugăm pentru dumneavoastră. O să vii pe fratele păstor al dumneavoastră care vă cunoaște mai bine, dar eu simt să facem lucrarea aceasta. Vă rog să vă puneți pe genunchi, care puteți, care nu stați în picioare, care n-ați prorocit de multă vreme. Și ați avut că va vedeni de la Domnul și v-ați oprit. Chemați înapoi Domnul să, să vă umple de, de Duhul Sfânt. Și dacă sunteți frați sau sură, vă rog să veniți în față. Îndrăzniți. Deci frate, o să zici, frate Gabi, dar poate că sunteți de care noi avem probleme. Mi se pare noi că nu merg bine. Frații mei, haideți să ne rugăm și pentru cei ce au probleme. Și vasele Domnului sunt slabe și ei sunt oameni și au nevoie de întărire prin Duhul Sfânt. Și în seara aceasta aș vrea să ne rugăm ca Duhul Sfânt să se coboare peste vasele Domnului. Ați chemat proroci din alte, din alte părți să vină la dumneavoastră, bine ați făcut. Dar aș vrea în seara aceasta să ne rugăm pentru prorocii care sunt aici. Cei din Chicago, în mod de subiect, cei din Biserica Golgota, vreți să ne rugăm? Dar frate și sur, aș vrea să ne rugăm pentru ei. Vreau să-i rugăm ca să rugăm pe Duhul din să se coboare peste ei. Să-i umple Domnul din nou cu putere de sus, să le dea Domnul ungere de sus, să le dea Domnul ajutor, să rugăm pentru casele lor, pentru familiile lor, pentru, pentru soții, pentru copii care au Dumnezeu să-i păzească și pe ei. Că e lupta mare și în casele prorocilor, și în casele văzătorilor este luptă mare. Aș vrea să intrăm cu toată biserica rugăciune, invit pe, pe fratele Ovidiu aici în față și cum dânsul găsește cu cale, dânsul cunoaște celălalt slujitor din biserică, aș vrea să facem rugăciunea aceasta și să intrăm cu toată biserica rugăciune. Ca Domnul să îmbrace cu Duhul Sfânt vasele Domnului. Repete cu dată, dacă mai sunt vase care n-ați procit de multă vreme și vă rog să veniți aici în față, de o ruga pentru dumneavoastră. Noastră, ca Domnul să se coboare din nou cu Duhul Sfânt, pentru că vrem ca vremuri de înviorare să vină peste noi. Frații mei, ce important e să avem străgeri pe ziduri? Ce important e să avem străgeri pe ziduri? Ca să ne mai anunțe când vine vrășmașul? Să știm de unde ne atacă vrășmașul? Haideți să ne rugăm pentru străgeri! să strigăm din toată inima spre Domnul și Domnul să se atingă de ei și în seara aceasta din nou să le dea Domnul putere prin Duhul Sfânt. Se ridice pe cei ce au căzut poate pe cale, poate că au obosit și ei. Poate unii sunt bolnavi și au nevoie și ei de tămăduire. Haideți să-i rugăm ca Domnul să-i îmbrace pe toți cu Duhul Sfânt. Amin? Frați și surori, ne rugăm în felul acesta. Haideți să strigăm și Domnul să se dure de ei și Domnul să-i binecuvinteze. Amin.